Angajații din penitenciare continuă acțiunile de protest la Slobozia. Sindicaliștii au protestat astăzi în fața închisorii. Angajații au reclamat condițiile în care sunt nevoiți să lucreze, neplata orelor suplimentare, dar mai ales deficitul de personal din închisoare. Înarmați cu vuvuzele și pancarte, angajații au strigat lozinci antiguvernamentale și au cerut demisia ministrului Justiției Raluca Prună. Doamna Prună cu dreptatea, unde e legalitatea? Doamna Prună cu dreptatea, unde e legalitatea? N-aveți niciun rost, ne conduceți prost! N-aveți niciun rost, ne conduceți prost! Demisia! 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 Jos! Jos! Guvernul mincinos! Jos! Jos! Guvernul mincinos! Sindicaliștii susțin că, din cauza lipsei personalului, angajații din închisori sunt nevoiți să lucreze peste program fără să fie plătiți. La Slobozia există peste 12.000 de ore suplimentare neplătite. Începând cu luna octombrie, în penitenciarul Slobozia nu se mai efectuează ore suplimentare. Potrivit legii 53 codului muncii, este dreptul salariatului de a refuza munca suplimentară. Ne îmbolnăvim din cauza sarcinilor foarte multe. Trebuie să ne executăm serviciul în condiții foarte periculoase și lipsa de personal amplifică acest lucru. Muncim câte un supraveghetor pe câte două sesii de deținere. Este foarte greu. Trebuie să răspundem și să asigurăm programul zilnic pentru un număr de 100 de deținuți. Un singur supraveghetor, eu zic că este peste puterea unui om. Este foarte greu să lucrezi, supra-solicitările sunt mari, activitățile care se desfășoară cu deținuții pentru reintegrarea în societate sunt foarte mari și atunci programul care este zilnic este foarte aglomerat, iar un supraveghetor trebuie să facă lucrul acesta nu pot să spun numărul de deținuți care există pe secție, este foarte mare, iar el este unul singur și poate lucra chiar pe două, adică nu poate lucra, lucrează pe două secții, 12 ore, este foarte greu. La nivelul penitenciarului au plecat prin pensionare 20, unul de misie și au venit doi ofițeri din Academie, doi de la agenți de la Târgu Ocna și s-au încadrat 9. Gândiți-vă că până la sfârșitul anului preconizează să mai iasă încă 15 colegi. La nivelul sistemului penitenciar sunt undeva la ora actuală 1100 de pensionări, până la sfârșitul anului vor fi 1800 de pensionări, în condițiile în care noi suntem 12.000 de angajați și avem statul este de 15.000 și e un deficit de 3.000. Gândiți-vă, și numărul deținuților este în creștere, după cum știți dumneavoastră. Doamna ministru, care a fost prezentă la CEDO cu amenzile care vin din partea PPL-ilor, cu spațiile, cu supraaglomerarea, a mințit cu nonșalanță că au început 7 penitenciare să fie construite și avem 800 de milioane de euro pentru construirea acestor penitenciare. În acest moment nu există asemenea sume și nu au început niciun fel de penitenciar să fie construit. Din cauza personalului insuficient, la nivelul penitenciarului Slobozia au fost sistate concediile de odihnă. Săptămâna viitoare, sindicaliștii vor organiza un meeting în fața Ministerului Justiției.